Astăzi, în 23 aprilie, sărbătorim o zi extrem de importantă, atât pentru fiecare dintre noi, cei care suntem creștini ortodoxi, fiind praznicul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, dar de asemenea o zi extrem de importantă pentru Armata Română, zi care marchează Ziua Forțelor Terestre. Sunt bucuros să fiu alături de dumneavoastră și să marcăm împreună aceste două momente speciale, care fiecare în entitățile pe care le reprezintă nu și-au știrbit de-a lungul timpului nici autoritatea, nici importanța pe care poporul român le-au dat, Biserica și Armata Română. Sunt onorat și îmi exprim toată prețuirea, atât în numele instituției pe care o reprezint, a Guvernului României, a Primului Ministru, față de toți cei care, prin curajul absolut și demnitatea națională, au fost de-a lungul timpului și și-au jertfit viața pentru a scrie numele cu litere de aur în Cartea Măreață a Istoriei. România modernă și independentă, care astăzi ne onorează și este partener de nădejde, loial și cu drepturi depline, atât în comunitatea europeană, cât și în comunitatea transatlantică, și-a câștigat acest drept prin jertfa și prin spiritul de sacrificiu a celor care au fost înaintașii noștri. Sunt convins că forțele terestre ale Armatei Române își vor face în continuare datoria cu același profesionalism care îi caracterizează pe toate câmpurile de operațiuni, la standarde înalte, care au făcut ca renumele acestor structuri și forțe ale Ministerului Apărării Naționale să fie și să ne facă să fim mândri la un înalt nivel. Totodată, vă cer să nu uitați că nu întâmplător Marele Mucenic Sfântul Gheorghe, pe care îl prăznuim astăzi, este cel care este patronul spiritual al acestei importante zile din viața Armatei Române. Vă rog să-mi permiteți la final ca, în numele instituției pe care o reprezint și al meu personal, să urez tuturor celor prezenți aici, cadre militare și argeșeni, multă sănătate, bucurii în familii și însoțite de un sincer la mulți ani și numai bine. Onorată asistență, în calendarul creștin-ortodox, această zi a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, aleasă ca aniversarea forțelor terestre, are semnificația iubirii profunde pentru neam și țară pe care ostașul român o poartă în sufletul său. Istoria forțelor terestre se identifică cu istoria Armatei României. 23 aprilie aduce în memoria noastră faptele de arme ale ostașilor români căzuți pe câmpurile de luptă în vremuri mai vechi sau mai noi pentru apărarea ființei naționale și a gliei strămoșești pentru libertatea și siguranța noastră a tuturor. Astăzi, forțele terestre se prezintă ca un organism în plin proces de transformare, cu mari unități și unități militare capabile să răspundă nevoilor naționale de securitate și alături de aliați să desfășoare o gamă tot mai diversificată de misiuni în plan internațional și combaterea noilor amenințări la adresa păcii și securității. Prin competența profesională și dăruirea în muncă ale fiecărui militar, forțele terestre devin cu fiecare zi forța care dă încredere populației că suntem în măsură să răspundem adecvat și eficace oricăror situații. Acest moment aniversar îmi oferă prilejul de a vă adresa tuturor militarilor din forțele terestre un călduros la mulți ani.